Salutare! Astăzi vă prezenta o cameră auto de de la firma Mio model Miviu C540 cumpărată de la EMAG cu suma de 199 de lei modelul are următoare specificații are un ecran de 2 inch un senzor low light sensor Senzor este un senzor optic Sony de înaltă calitate, înregistrează Full HD la 1920x1080p, la 30 de cadre pe secunde, are un număr larg de 130 de grade și lentile de f1.8. Are un senzor G cu 3 axe, are greutate de 65 de grame. Iar dimensiunile sunt următoarele: 62,2 mm ori 51 mm 36,9 mm. Funcționează cu internet Explorer 8 sau mai înaintat, cu sistem de operare Microsoft Windows 7 sau 8 sau 10 sau Mac. Iar cutia conține camera propusă Mio Envue C540 încărcător de mașină suport de pentru parbriz și un quick, uh, un, uh, un ghid de instalare rapidă Să deschidem cutia să vedem ce se află înăuntru plamera prăpușită camera propriu are un design compact, este subțire și foarte mică, butoanele sunt pe lateral, încărcătorul de mașină, cu o mini USB, Deja se vede. Este un carcator care are tensiunea de ieșire de 5 V pe 2 A. Precum și suport de prindere cu ventuză care se introduce aici. Se prinde în parbriz ghidul de pornire rapidă Garantia Aici după cum se vede are o fole pe cameră care ar trebui luată jos Aici este difuzorul senzorul optic de la Sony, butoane pe lateral, butonul de înregistrare, butonul de oprire, butonul de meniu. în partea aceasta are un gaur pentru reset, pentru resetare. Aici este microfonul, partea aceasta. Aici este mufa mini USB pentru încărcător și mufa microSD pentru cardul de memorie. O să scot și fura de pe ecran, care o folie tot de plastic. În momentan nu am plecat la mașină, dar am un încărcător de casă de cameră o să-l alimentez și o să încerc să pornesc dispozitivul. Introduc mofan, fan mini USB, o să a pornit instant. Se aprinde și un LED pentru alimentare îmi spune că nu se lipsește cardul MicroSD. Dispozitivul acceptă carduri MicroSD până la 128 GB de memorie. Are un acumulator intern de 240 mAh să introduc cardul micro SD. Da, am introdus. Și începe să registreze Automat. aici are butoanele astea, se pot, pot face și poze în timp ce se filmează cu butonul sau de zgomotul aici are meniul foarte intuitiv se poate formata hard discul hard -discul meu, micro SD-ul. Asta a fost tot, mai bine.